Bine v-am găsit, oameni buni! Iată că suntem din nou împreună la o seară în familie. O seară în care vom încerca să redescoperim niște persoane publice, oameni pe care îi cunoașteți, pe care îi vedeți la televizor, pe care îi vedeți în mediul public și care cu siguranță au propria lor părere despre viață și despre ceea ce se întâmplă aici la noi acasă. Doar că în această seară aș vrea să vorbim mai puțin despre politică, aș vrea să politizăm mai puțin această emisiune, să vorbim mai mult despre calitatea lor de oameni cu literă mare. Unora Dumnezeu le-a pus mâna pe creștet și le-a dat din plin și noroc și sănătate și oameni buni în preajmă, altora le-a dat în cârcă mai multe greutăți, greutăți care au făcut să le șlefuiască personalitatea acestora, să-i facă mai puternici, să-i facă mai dârzi, să le îndrepte coloana vertebrală și să-i facă să aibă propria lor părere despre ceea ce se întâmplă în jurul lor. Unii mușcă vârtos din viață, alții merg cu umerii aplecați și așteaptă să le pice ceva pentru ca să aibă ce mânca seara. Nu este despre ei, nu este despre eroii mei de pe canapea, sunt oameni care au muncit pentru fiecare petic de viață pe care l-au astăzi și aceste bucățele de viață reușesc cumva să le implanteze mai tinerii generații, pentru că atât Vitalia Pavlicenko cât și Sergiu Pavlicenko astăzi au venit în calitate de bunici. Nu știu dacă cineva v-a mai invitat în această postură la televiziune. Bună seara, dragii mei! Bună seara! Nu vreau să vă zic nici că aveți titlul de doctor, nici că sunteți politician, nici că sunteți profesor, nici că ați educat generație de copii, nici că ați susținut teze de doctor, nici că aveți un partid în spate, nici că luptați pentru identitatea noastră națională, nici că vreți să scoateți sârmă ghimpată. Vreau să vorbim despre un singur lucru, despre oamenii din voi și oamenii pe care îi creșteți alături. Și dacă ar fi să scriem așa un titlu mare, am scrie bunicii Sergiu și Vitalia Pavlicenko. Vă place? Frumos, frumos. Dar, cum să zic eu, și foarte responsabil. Desigur. Eu vreau să prezentăm puii ăștia de oameni. În primul rând o salut pe Cristiana, că ea este Lelea, e cea mai mare nepoțica dumneavoastră și te rog să-ți prezinți tu surorile, pentru că eu s-ar putea să mă încâlcesc cum o cheamă pe una și cum o cheamă pe cealaltă. Sunt două gemănuțe atât de frumușele, încât dacă nu le-ar deosebi jucăriile din brață, maica aș zice că seamănă ca două picături de apă. Cine e la dreapta și cine e la stânga ta? Aici este Lize și aici este Dana. Ele sunt Cristiana Beatriz, Daniela Beatriz și Elisabeth Beatriz. Complicat e în familia. A fost dorința tatălui, care i-a plăcut și de mamă și de nume, de prenume. Eu aș vrea să dezvolt din capul locului o frază. Ați spus așa, cu fiica a fost mai simplă, am tuns-o scurt și am trimis-o în lume. Cu nepoatele e mult mai complicat. Acum, ca să înțeleagă lumea de ce ați venit cu nepoțelele la noi în emisiune, fiica dumneavoastră este instrumentistă, este vioristă, este în Germania, unde muncește, unde activează, iar fetele, nepoatele, au rămas în grija bunicilor. Și dacă nu ați fi persoane publice, aș spune că, la fel ca și dumneavoastră, este jumătate de Moldovă, pentru că avem foarte mulți bunici în țara asta care au rămas cu nepoții acasă, în timp ce copiii au plecat după bani lungi, cum zicem noi, peste hotare. Da, putem spune după bani lungi, putem spune pentru supraviețuire, pentru că depinde din care punct de vedere privește. Cristiana a plecat ca să-și continue studiile în Germania, la Școala Superioară de Muzică și Teatru. Și acolo și-a întâlnit destinul, ca să spun așa, pe Alex. Am avut aici o nuntă frumoasă și la Chișinău. El este de origine macedonian și a fost o nuntă și în Macedonia și înregistrarea la Hamburg. Și de la bun început, de când au apărut fetițele, noi am fost alături de ei, i-am ajutat, pentru că viața în străinătate nu este ușoară. Ca să îți câștigi existența, trebuie mult să muncești, iar cei care sunt veniți din alte state se adaptează, se integrează, dar nu chiar atât de ușor le este, precum le este celor care s-au născut în Germania. Și mai locuind, ca să zic așa, în diferite apartamente închiriate, după care au luat un credit și acum plătesc pentru ca să asigure un viitor și copiilor. Iar noi am zis că noi nu putem să-i ajutăm cu altceva, nu avem bani, averi,
dar noi putem ajuta ca să le creștem copiii. Mie mi-a plăcut să le am lângă mine și mă bucur și cu toate greutățile, pentru că nu e chiar atât de ușor. Noi mai muncim și eu mai merg la serviciu și în Italia și cu trei copii, cu atâtea ocupații, dar am vrut un lucru, adică asta a fost visul meu, să mă înțeleg cu nepoții prelimba noastră, cum se zice, sufletește, adică să poată spune o vorbă așa neau și să-i pot să-i spun eu ceva, să mă înțeleg, nu prin semne, nu prin cuvinte, zic așa, din limbajul ăsta așa neutru. Și acum iată chiar floare la ureche, mai dă unul, îmi spunea, bunicu, asta e floare la ureche. Zic, da, floare la ureche nu înseamnă floare la ureche, floare la ureche are alt sens. Și iată, vorbuliță de acestea, ne încântă, stăm așa, discutăm, vorbesc și germană, chiar dacă nu sunt acolo, adică comunic. Întâmplarea a făcut că și Sergiu a învățat ca limbă străină în satul Puhăceni. Anenii noi fost. Da, la școală eu am învățat germana cândva. Pe vremea sovietică, da. După asta am mers la spaniolă, am studiat franceză, iar germana a rămas așa, undeva acolo. Și acum zic, dacă aș fi știut că germana o avea să fie limba nepoțelilor mele, poate aș fi perseverat în această direcție. Cum ați început un genere din Macedonia? Nu v-ați dorit să fie... El e născut neamț. Aha, deci el vorbește... Părinții lui plecase în Germania pe timpuri când Iosif Broz Tito îi permisese să meargă la lucru și așa părinții lui au plecat în Germania și el acolo s-a născut, acolo a terminat școala, universitatea, deci el e într-un fel așa germanizat. Specialist în tehnologie informațională. Floare la ureche, nu cred că știe ce înseamnă. Cred că nu. Dar o să știe. Spuneți-mi cum începe și cum se finalizează o zi din viața domniilor voastre, pentru că noi ne-am obișnuit cumva să vă mai vedem prin interviuri, pe aici, pe acolo, păreți niște persoane foarte degajate, lipsite de griji, care reușesc peste tot să ajungă, să facă față tuturor provocărilor. Și înainte să răspundeți, să deschid parantezele, v-am întâlnit în curtea televiziunii cu o mașină care mi s-a părut o casă pe roți. Portbagajul era deschis și am văzut acolo de multe rânduri de hăinuțe pentru fetele astea frumoase, pentru că știu că le țineți încadrate în toate activitățile posibile din capitală și acolo era jumătate de garderobă. Cam așa este. Dimineața la noi începe la ora 6. Deci fără deșteptător, la 6 și Vitalia și eu de acum ne trezim. Și respectiv, peste 10-15 minute trezim fetele. Pentru că la 7 trebuie să ieșim din casă. Ca să o ducem pe Cristiana la școală la ora 8 și pe astea micile la grădiniță. Și dacă mai am eu prima oră la curs, la universitate, tot la 8, atunci trebuie să facem în așa fel încât să le lăsăm la grădiniță pe la 7 și ceva, eu rămân la universitate, Vitalia pleacă cu astă mai mare la liceu, după asta, la amiază, trebuie să o luăm de la liceu, mergem sau la vioară, sau la pian, sau la alte repetiții. Eu, între timp, aștept lângă grădiniță să vină Vitalia să le luăm pe eslalte. Le trezesc din somn la ora 3, nu mai dorm la grădiniță aproape în toată ziua. Și de la 3 până la 4 să ajungem la Iedera ca să mergem la repetiții la Iedera. După asta, la 5, la dansuri cea mare. După asta, la 5, fără 20, celelalte mici. Și respectiv ajungem acasă așa pe la 7:30, 8. Mâncarea trebuie să fie gata, făcută, lăsată la frigider, pentru că câteodată nu reușești să faci. De obicei facem seara, târziu, și mai scam toate zilele scap în felul ăsta. Adică nu mai am timp, cum era pe timpuri, să merg la un spectacol, la concert, împreună să citesc o carte. Dacă mai mergem, mergem mai rar, dar de acum cu copii. Probabil. Acum am început. Știți, internetul acum permite foarte multe lucruri. Noi avem în mașină și punem și alfabet și diferite povești, toate poveștile le cunosc, Cristiana și-a învățat și germana și ele la fel, dar ce voiam să spun este că noi am decis, când o creșteam pe Betty, pe fiica noastră, ca ea să cunoască mai multe activități. Am fost întotdeauna partidare acestei idei. Ea a făcut și compoziții la Simeon Lungu și a fost la Speranța, iată recent a filmat și Moldova 1, mi se pare că Speranța a împlinit 50 de ani de activitate și Iedera 35. Și la Iedera ați fost prezent exact, în spectacol. Ele, da, pentru că Cristiana la 3 ani jumătate cânta deja pe scenă la Filarmonic la aniversarea de 30 de ani Iedera. Și doamna Osoianu a spus chiar dacă ar vrea Cristiana să părăsească să mai stea. Și după ce acum am participat la aniversarea de 35 de ani, Cristiana a spus că eu vreau să rămân la Iedera. Și cele mici la fel cântă la Iedera, în grupa mică,
Și noi am decis să le dăm ca să, nu doar limba să învețe, dar să cânte în română și să danseze, ca să aibă o activitate frumoasă. E foarte complicat și nu v-a impus nimeni. Știți, există o chestie, doar să-l... Da, există o chestie că poate noi în viața noastră am dus-o mai greu. Eu am crescut fără tată, soțul fără tată și am încercat atât cât puteam noi pe timpul acela să-i dăm lui Betty o educație multilaterală. A avut auz perfect, și-l are auz perfect, cântă foarte ocupat în Germania, vine des în Republica Moldova, la fetiții, Cristiana pleacă de multe ori în Germania, dar am vrut poate că să le dăm mai mult la copii decât am putut să-i dăm nepoțele, decât ne-au dat nouă părinții, pentru că erau alte vremuri. Cristiana, noi... e adevărat că faci ore de vioară cu mama pe net? Da. Nu știu, pe Viber, pe Skype, pe nu știu Skype, cum pe Viber, lucrurile. Da. E complicat? E obișnuit cu imaginea asta a mamei pe care o vezi la calculatorul de acasă? Da. Se întâmplă să te și certe tot de la calculator? Da. Și ce mai face mama când supără? Și astea mici de câteodată o văd. Închide Skype-ul. Dispare internetul când se supără mama. Și astea mici de când o aud pe maică-sa acolo. Mi-e dor de mama. Încep să plângă câteodată și așa. Mi-e dor de mama. Dar da. Când te laudă mama, poate să te laude prin internet? Că nu poate să te pupe pe ambii obraji. Vă pupați de la ecran? Cristiana merge în Germania de mai multe ori pe an și acolo frecventează școala germană. Asta e partea interesantă a vieții ei. Acum, ai colegi acolo? Hai să ne zici tu. Hai ai colegi cu care vorbește în germană? Acolo, în temă și învăț cât mai multe. Și reușești să dai și răspunsuri, să primești și note? Cum e sistemul nu, ăla de învățământ? Acolo nu primești note, dar primești ștampile bune sau calificative. Ștampilele alea unde se pun? Așa? În carte. Mână? Nu, în carte. În carte? Cristiana învață, cunoaște germana, merge la școală. Este o mare deschidere acum din partea școlilor germane față de ideea de integrare, chiar și a copiilor care sunt germani, dar... se află în alte state. Are de acum 6 premii, 5 la vioară, 1 la pian, 2 în Germania, 1 în România, celelalte în Republica Moldova. Și la concertul de gală de la Hamburg, unde ea, ultima dată a luat iar locul întâi, a fost și diriginta clasei ei din Germania. A invitat-o și a fost. Povestește-mi despre concursurile astea la care mergi. Acolo când te prezinți, zic că ești de Republica Moldova sau că ești din Germania? Cum îți place să ți se spune? La primul meu concurs, la Dormifest, m-am participat ca copil din Germania. Dar la restul concursurilor, eram din Moldova. În diplomă scrie că ești din Republica Moldova. Acolo ți se pun și întrebări sau doar primești niște diplome și le aduci acasă în Moldova? Ești elevă la Ciprian Porumbescu? Da. Da, clasa 2. În Germania, cunoști că după asta la concertul de gală, Au întrebat-o. Ce te-au întrebat, Cristiana? M-au întrebat dacă am cântat la vioară în fața la 2000 de oameni. Deci un public foarte mare, da, o sală foarte pentru mare. Un copil. Dar eu am răspuns că eu n-am cântat la vioară, dar în sală și-am cântat în fața la 2000 din de oameni. Da. Eu sunt artistă la mine în țară, pentru că voi faceți parte, dacă nu greșești, dintr-un studio de copii și aveți concerte. Și ce te-au mai întrebat? M-au întrebat dacă e bine să trăiesc la bunici și am spus da. Și doamna a răspuns că i-ar plăcea și ei să trăiască la bunici. Trebuia să zici nu la orice bunici, la bunicii mei anume. De ce mă gândesc eu acum că ai venit cu vioara și aș vrea să ne cânți? Să ne cânți pentru noi, ăștia din studio, să cânți pentru telespectatori și poate cel mai important să cânți pentru mama ta. Pentru că atunci când o să fie pusă pe post emisiunea, o să se uite și ea pe online și o să vadă pe fiica ei cea mai mare, artistă, pe scenă. Așa că te rog să-ți iei vioara și să mergi cu alea unde o să se aprindă și lumina reflectoarelor pe tine. Apropo, ea a cântat cu maică-sa în Germania. A evoluat acolo la diferite concerte și, într-adevăr, e înduioșător să le vezi pe amândouă cum cântă, pentru că chiar piese pentru două viole.
Acum eu zic că ai cântat pe 10 coplus, te rog să vii aici lângă noi. De ce zic asta? Am făcut și un pic de vioară în copilărie, doar că nu am perseverat atât de mult ca și tine. Te rog să iei loc, pune vioara la loc și îți scoți și pernuța. Știu că ești o domnișoară cochetă și ai zis că vrei să dai bine pe sticlă. Să ne spună bunicii dacă a cântat bine sau nu Cristiana. Ori de câte ori cântă, bine, în alte... Nu? Zicem așa, situații decât la liceu, în fața profesorilor, am emoții foarte mari, pentru că îmi pare că n-a cântat așa cum ar fi trebuit să fie. Acum nu știu ce o să spună profesoara, cum ai cântat de bine, unde ai făcut. Cristiana învață la doamna Galina Buinovski. La cea mai bună profesoară de vioară din țara asta. Care e, cu Betty, de exemplu, fica noastră, la nunta ei a cântat balada lui Ciprian Porumbescu. Și doamna Buinovski spunea cândva că și tatăl ei a spus, uite, învață vioara. În cânt balada lui Ciprian Probescu, care, dacă ne uităm așa, de fapt este o expresie a destinului nostru, exact. Bastardean și al românilor în general. Eu am vrut să spun, legat de faptul că, iată, acești copii, nepoțelile noastre, învață aici și frecventează grădinița, noi cunoaștem, am fost și la grădiniță în Germania și vreau să spun un cuvânt de mulțumire și să exprim recunoștință pentru profesorii noștri, pentru învățătorii noștri, pentru că ei, în condițiile în care în Republica Moldova și salariile sunt cum sunt și condițiile de muncă, și mama mea a fost învățătoare 33 de ani, de fapt l-a învățat și pe Spiridon Vanghele, pentru că sunteți din aceeași localitate? Da, din Grânăuță, lângă Pelenia, da? La Pelenia am trenat 10 clase. Apropo, și eu am trenat cu medalii de aur, soț cu medalii de argint. Da, toți. Da, și de ce avem pretenții? Avem pretenții și la copiii noștri să fie, aibă medalii măcar la să fie primii în toate și să fie cei mai buni. Vreau să cânte și la mea. Vrei și tu să cânti așa la vioară? Da. Dar deocamdată îți place să cânti cu vocea, din câte eu știu, pentru că ai fost aici în emisiunea noastră de Revelion, da? Da. Aveți niște pijamioare tare drăguțe atunci și acum sunteți tare elegante. Sunteți ca aprecioase atunci când vă alegeți hainele? Ai multe rochițe acasă? Spune, ai rochițe multe acasă? Am rochițe multe acasă. Care e culoarea ta preferată, Lizy? Violet. Aoleu, deja Violet. Și culori preferate avem. Da. Și Danuța? Da, tu, Danuța. Danuța, care e culoarea ta preferată? Da, roz. Roz? Roz. Asta e culoarea ta, roz. Și vrei să cânti și tu la vioară? Da. Da? Am încercat să le propunem, poate voi veți îmbrățișa sau veți lua alte instrumente. Nu, ele vor vioară și le-au cumpărat părinții viori de astea, jucării, dar care cântă bine. Ele cântă la Iederea, le place foarte mult, ele dansează la picături muzicale, grupurile conduse de doamna Iulia Sandu și Giulia Sandu. Am fost aici, iată, la Somnușor și am fost la Iederea și au cântat. El sunt familiarizate deja cu studioul dumneavoastră. Sunt niște amintiri foarte frumoase și vor crește mari și poate vor ști că au fost niște bunici. Noi nu știm cât vom putea să fim alături de ele. Apropo, Cristian are un cântec bunic, a dedicat bunicii foarte frumos, a cântat și la școală. Dar vrem ca ele, când vor ajunge mai mari, să se uite și le facem și un hard cu tot ce cântă, cu toate fotografiile, matineile. Și își vor aminti că au fost niște bunici care
Așa cum noi ne amintim de bunicii noștri, chiar așa cum au fost timpurile acelea, dar oricum copilăria noastră, bunicii noștri au rămas așa în memorie și le spun și eu, zic, o să ajung să-mi dați o cană de apă? O să-mi dai, Dana, o cană de apă? Nu, cred că le creșteți, da? Pentru cana aia de apă. Nu mai e la modă fraza asta, nu? Veche, ei, da, oricum, veche românească. Așa, tradițională. Dar apropo, ele când s-au născut, s-a întâmplat că soțul a stat chiar și 8 luni acolo, a fost și sora mea și a ajutat. Și legat de începutul emisiunii, care era foarte frumos, noi avem așa o situație curioasă când colegii de la catedra ai soțului i-au făcut cadou un maiop care era imprimat. Sunt șef, dar vreau să fiu bunic. Sunt șef, dar vreau să fiu bunic. Și într-adevăr, când s-a născut Cristiana, el a demisionat din funcția de șef de catedră și a rămas doar bunic. Să lucreze doar bunic și profesor. Ați cedat în fața familiei până, da, la urmă? Cred că, în general, vine o vreme când, mai ales când ești pensionar, nu mai pot spune, adică... Fetele astea nu prea vă dau voie să vă simțiți la odihna bine meritată. Da, exact despre asta discutăm în fiecare seară. Cu ce odihnă bine meritată? Da, la odihna bine meritată. Cred că asta este cea mai bine meritată odihnă. V-ați adus niște prieteni dragi sufletului, frumos, în această seară, da. Dar înainte să vină ei, eu aș vrea măcar cât de cât să punctăm bucățile alea de viață pe care le-ați cucerit bucată cu bucată, pentru că sunteți oameni integri, iar lucrul ăsta nu vine de nicăieri. Pentru ca să ajungi să fii un om integru, trebuie să treci prin foarte multe în viața asta. Unii nu știu cum așa sunt duși de val și ridicați sus foarte ușor, alții muncesc pentru fiecare pas pe care îl fac. Nu ați avut o soartă ușoară nici în copilărie, nu veniți de niște familii înstărite unde copiii, da, au avut de toate. Ați muncit pentru bucata aia de pâine pe care ați obținut-o. Știu că aici ați rămas fără tată foarte, da, devreme, eu, și aveați 5 frați și surori mai mici dintre care mama era însărcinată. Noi am fost 6 în familie, eu am fost cel mai mare. Și închipuiți-vă, la țară, o mamă cu 6 copii, cu 60 de rubli, cum era atunci leafă, era foarte greu. Și acum, câteodată, astea mă întreabă, bunicule, noi suntem bogați? Zic, noi nu suntem bogați. Păi, da, atunci suntem săraci? Zic, nici săraci nu suntem. Dar cum suntem? Zic așa, nici săraci, nici bogați. Adică, iată, cam așa suntem. Intelectuali, vorba modul. Așa și acasă. N-am fost săraci, n-am fost bogați, am fost așa. Din mijloc, adică mama s-a străduit să ne crească, eu cel mai mare fiind, credea că aici o să fie toată nădejdea familiei, că băiatul o să învețe. Bun, am învățat, am terminat școala în sat, iată cum spunea Vitalia, medalia de argint. Am venit la Chișinău la spaniolă, peste 3 ani m-am transferat la Moscova, la Universitatea Lomonosov, am terminat acolo, am venit înapoi, tot greu a fost, chiar dacă venisem de la Moscova cu o diplomă de Universitatea Lomonosov, aici nu m-a așteptat nimeni și ceea ce mi s-a propus cam resturile repartizării studenților locali. Deci după ce cei de la spaniolă și-au ales toate locurile care erau posibile aici în anul 72, când am venit eu, mi-au lăsat așa vreo 3 sate unde aș putea să merg să fac lecții de spaniolă. Adică nu ați rămas în Chișinău după facultate? Și nu, eu am insistat să rămân la catedră și am început activitatea ca laborant. Deci cu 70 de rubli, acum când spui cuiva, nu-ți vine a crede. Dar da, după trebuia să mă duc la Moscova, să termin Universitatea Lomonosov, ca să fiu la Chișinău laborant. Dar astea erau timpurile. N-aveam rude, n-aveam neamuri la Rusalim, cum se zice la noi în sat, și la respectiv am acceptat această funcție de laborant, numai că să fiu la universitate. Și acolo l-am cunoscut pe el. Da, și acolo ne-am cunoscut. Mama, da, dumneavoastră, da, a rămas. Apropo, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație, pentru că noi chiar am împlinit pe 24 aprilie 45 de ani de căsătorie. Și am fi vrut să facem și o petrecere, că avem prieteni foarte frumoși, dar din păcate timpul și fetele sunt atât de ocupate. Avem petreceri, da, în toată aveți petreceri ziua, da, fiecare zi. Și asta e, dar acolo l-am cunoscut la Universitate pe Sergiu, pentru că noi mergeam, eram la franceză și mergeam ca să audiem ce era pe casete, ca să învățăm limba franceză. La cabinetul lingofonic, da. Și după aia, pentru ca să avem cămin, am lucrat vara la blocul
trei pentru, da, care se repara, se reconstruia, pentru ca să ne dea cămin. Și de acum, fiind la cămin, Sergiu venit de la Moscova, ne punea diferite... Eu venisem cu discuri, cu tigaie, cu castron de la făcea Moscova, cine, deci, cu toată averea pe care o aveam. Și mai făceam câte o mâncare, că de fapt la noi acasă eu sunt bucătarul, așa s-a întâmplat. Eu șoferul. Ea e șoferul, eu sunt bucătarul. Pentru că ea s-a angajat la editura Știința și serviciul la editură e de la 8:30 până la 6. Și respectiv eu aveam o oră, două la universitate, veneam acasă și nu puteam să-mi permit să aștept până seara să vină soția să fac ceva de mâncare. Îi place să gătească. Și mă apucam eu să fac azi una, mâine alta și încet cu încetul... Îi place să gătească, pentru că el a crescut și a învățat tot în mediul feminin. Da. Și, mă rog, fetele ca fete. Mama, dar ce voiam să spun? Du-te afară, dă la oi, mătură o gradă, tai lemne, dar eu tot mă uitam cum mestecă, unde mestecă, ce faci, și furam de colo câte un boț de aluat, poftim? Și asta e un talent. Nu știu, e talent, netalent, dar oricum vin fetițele... acum prinde foarte bine acum. Vin fetițele și spun, bunica mea mâncă, asta la bunicu, te adresez. Eu spui altele. Ce mâncăm? Cred că de asta și-a rezistat 45 de ani împreună. Da, mă invidează în privința asta mulți, că uite, un soț care gătește. Hai să vină prietenii dumneavoastră și mai depună ceva. Am vrut doar ceva să adaug, tot și o problemă, pentru că să nu politizăm, dar faci coincidență așa că după 12 ani de cât am judicat și chiar via CEDO, am câștigat un dosar important. Împotriva fostului președinte Voronin. Mai chiar zilele astea. Mai, exact, ieri, pe Facebook. Ieri, Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat. Mai înainte am câștigat de la Lucinski. Am un dosar împotriva lui Ghimpu la CEDO. Tot a făcut niște declarații incorrecte. Vă luați de tot președinții țării. Da, președinții, da. Și uitați, eu câștig. Da, eu am câștigat de la Climenco și de la Șelin. Dar am vrut altceva să spun. Toată povestea asta, că Sergiu a scris într-o comunicare și eu am publicat, legat de calomnierile la adresa mea, au pornit de la faptul că Sergiu, care a învățat la Moscova, da, acolo nu făceau... Catedra militară, catedra era militară, traducere militară. Trăpiș. Deci eu acolo am făcut carieră militară la facultate, era obligatoriu, așa cum facem noi, traducător militar. Cu pixul și română, respectiv, cu după română. Asta, peste vreo câțiva ani, m-au chemat la comisariatul militar și pe 2 ani m-au trimis să lucrez traducător cu spaniola în Cuba. Și noi și respectiv noi atunci ne căsătoream și a mers în Italia cu mine și toată lumea de atunci le-a intrat în cap, nu știu cine a dat un zvon, că la noi așa, lumea crede zvonurilor, că ea acolo era agentă căgăbistă, la trimisă din Moscova la Havana și așa mai departe. Deci când ea era fost. Când ea era obiată studentă de anul 4. Da. Eu am plecat, Eu am plecat din anul 4, că am venit și am continuat în anul 5. M-am căsătorit la 20 de ani și 5 luni și am plecat la aproape 21. Și peste un an am născut-o pe fiica mea. Adică noi am fost în Cuba 22 de luni, din care 9 luni am purtat sarcina cu fiica mea și 11, de 11 luni am adus-o, am venit acasă cu ea. Ați născut acolo, în Cuba? Atâta, da. Și iată, spune, mă, și le arăt și cu documente și cu livret militar, unde s-au dus, nu că au pornit toată chestia asta. Și, din păcate, s-au referit la asta și mi-au, într-un fel, mi-au amărât și otrăvit și cariera politică, cei de-ai noștri care nu sunt de-ai noștri. Și iată, vreau să spun că parcă am încheiat toate dosarele, eu am și document de la CNSAS și document de la SIS și nu aș vrea la această emisiune să spun, dar fiindcă ați spus că a fost o viață grea și chiar a fost o viață grea, că noi când ne-am mutat aici cu sora, cu trei copii abandonată de soț și mama bolnavă, iată, noi era caz când că aveam patru copii în familie, o fetiță noastră și trei. Cumpărasem o casă, o jumătate de casă pe strada Armenească, împrumutasem 10.000 de ruble, care era atunci o avere, dacă noi primeam câte 100 de ruble pe lună și cu o familie, ca să întorci înapoi datoriile, cred că vreo 15 ultima ani, am stat cu niște de datornici. Da. La ăștia, de la alții, împrumutam și restituiam la primii și tot așa, tot așa, până când am scăpat de datorii. Câteodată și acum îmi vine a crede, domne, primesc leafa sau pensia și nu o dau nimănui că nu mai am datorii. Erau timpuri când noi nu am mâncat... Unt, n-am mâncat nu știu câți ani. Și nici acum smântână. Nu mă apropii de unt, că era untul numai pentru copii. Adică toate ouă, astea erau numai pentru copii, ca să putem să întoarcem datorile. Deci a fost foarte greu. Mâncam
cum zici, scurmători de la piață, gâturi, capuri, cu asta era supele și răciturile, așa sărăcășoasă, care erau în familia noastră, patru maturi, patru copii. Dar am rezistat. Copii. Ne-am făcut tezele la prefrecvență, dar în termen, și un caz atât de trist, că în ziua când o mormântam pe mama, Sergiu trebuia să meargă. Eu trebuia să sunt la Moscova. Și am sunat și am rugat să-mi amâne. Și asta după 5-6 ani, și conducătoarea lui științifică, 6 ani a fost bolnavă și el nu putea susține pentru că ea era, ea era bolnavă, făcut vreo câteva operații, deci n-am avut foarte murise între timp și eu nu puteam deci așa îndată să merg. Deci măcar teza de doctor nu vi s-a dat ușor? Ca să o susțineți. Dar preobrigătisem ambii la frecvență în timp. Dar îmi pare bine că tot ceea ce am realizat, am realizat singurei, fără niciun fel de ajutor. Adică, bun, e foarte bine când părinții pot ajuta și noi iată, acum încercăm copiilor, nepoților să le ajutăm. Dar așa s-a întâmplat că sunt mulțumit că ceea ce am făcut, am făcut singur. Atâta cât am putut, cum am putut. Nuza, dar am zis că ați spus de prieteni, iată, Vlad a scris privinerile noastre, cât era de greu, dar noi ne întâlneam în acel timp. Chiar vreau să vină și ei. Știu că ar trebui să discutăm o bucată de viață încă despre viața dumneavoastră, da, pe care ați avut-o. Important este că lucrul ăsta v-a călit și v-a făcut să fiți ca niște... Și v-a consolidat. Dar v-a făcut să aveți coloana vertebrală dreaptă. Eu merg după prieteni, știți de ce? Pentru că sunt curioasă să știu cât știu ei din viața dumneavoastră și cât de mult stați la povești și la taclale. Dacă mai aveți timp pentru ele, ai sau poate ați avut altă dată. Doamna Alexandra Can, care mi-e tare dragă și am zis că sunteți adevărată înviat. Mă bucur să... Și domnul Vlad Pohilă, veniți împreună, că astăzi sunteți o echipă, că veniți adevărată înviat. Nu știu, dacă puteți, în trei cuvinte, să spuneți cine sunt oamenii și de pe canapea. Și pentru astăzi, dumneavoastră este întrebarea. În trecut, sper cu siguranță și pe viitor, sunt prietenii mei, pe care i-am cunoscut de câteva decenii în urmă, în diferit fel. I-ați cunoscut și atunci când nu le plăcea să mănânce pâinea cu unt? I-am cunoscut atunci când doamna Vitalie a fost deputat și eu eram un director de fabrică, unde sunt și acum. Și atunci a venit cu o delegație a femeilor parlamentare din CSI. Și sigur că atunci mi-a părut foarte țepoasă așa și pusă pe întrebări. Între ce am început? Colaborarea, cunosc această familie de mulți, mulți ani, cum am spus câteva decenii. Și v-a spus și partidul ei până la urmă. Păi nu, că atunci eu am acceptat plecarea din Alianța Moldova noastră, doar pentru că am văzut că acolo s-a făcut o nedreptate, pentru că au încercat să-i excludă și să-i dea afară din partid pe doi colegi foarte buni. Iar vorbim politică. Așa de mult am vrut să vorbim politică în seara asta. Dar am spus, nu e politică, asta e istorie deja. Acum și de atunci noi am decis, suntem cu un principiu pe care trebuie să-l promovăm și asta ne-a legat că suntem. Și până astăzi suntem în relații... Acum, da, cum să zic, ex-ministru, politician, unionist și prieten de suflet, domnul Pohilă. Știu că ați stat în gazdă la dumnealor, da, scriitor, traducător, publicist, un om de a cărui părere astăzi se ține cont. Nu știu în ce condiții și în ce împrejurări ați ajuns în această familie. M-am simțit foarte bine fiind în gazdă la ei, aproape de ei. Și vreau să vă spun că în 3 minute n-aș putea să-i definesc în niciun fel, pentru că îi cunosc chiar, ne cunoaștem de o viață, vorba cântecului. Pe Vitalie o cunosc de în anul 1 de facultate. Pe Sergiu de în anul 3, când mi-a fost profesor. Apoi s-a întâmplat așa, peste vreo 10 ani după această cunoaștere, am stat la ei în gază formidabil. Vreau să vă spun, era greu pentru ei, era greu pentru toți, însă atmosfera de acolo era nemaipomenită. Stăteați în casa aia pentru care trebuiau să întoarcă, exact, 10.000, da, de ruble? Eu ocupam la demisol o cameră separată, eram foarte bine pentru anice. Însă ei aveau o formulă proprie a familiei, a vieții familiale. Pentru că acolo erau membri ai familiei Pavlicenco, uh-huh, în afară de Sergiu, Vitalia și Bete, foarte dragă. Că l-am văzut pe Cristian autotresărie, pentru că am văzut pe Bete, da, în copilărie, când era adeseori amenințată de cureaua mamei, ca să facă deci mama exerciții. Era generalul. Bine, și tata, se completau, depinde cât. Am dus-o și eu odată la liceu pe Bete, era o plăcere. Așa?
Și în familia aceasta era și mama Vitaliei, o intelectuală admirabilă, învățătoare, profesoară cu școala normală de fete la Iași. Așa, și sora Vitaliei și doi copii ai Vitaliei și doi pisici, sau trei, au avut tot timpul, Muțu și Muțunache, foarte dragi. Deci o familie cumva lărgită și unde eram și eu. Eu zic să mergeți să vă așezați, pentru că mai frumoasă discuția curge atunci când ne simțim și mai comod. Iar eu vreau să chem și o artistă, dragă mie, aici pe canapea. Eu zic că e de modă veche. Poate face parte cam din aceeași generație cu domniile voastre, vine și ea din părțile Nordului. E vorba de Larisa Ungureanu. Și atunci când mă gândeam cine să vină, zic să vină tot o bunică care poate să vorbească despre nepot și care poate să vă înțeleagă. Bună seara și Hristos a înviat! Bună seara, adevărat înviat! Ia spuneți-mi, vă lăudați nepoții și dumneavoastră așa cum îi laudă doamna Vitalia și domnul Sergiu? Fiecare bunică, fiecare bunel își laudă nepoții că sunt cei mai talentați, cei mai buni, cei mai frumoși. Stau cu dumneavoastră sau nu? Aveți mai mulți, vreo cinci mătincă, dacă cinci. Nu greșesc. Cu mine este nepoțica cea mai mare. Uh-huh. Chiar am vrut, fiindcă acuși mâini, poi mâine zboară de acasă și am, poate de atâta că e prima nepoțică și atâta dragoste în primul nepoțel, nepoțică, noi investim, da, și poate și de atâta. Eu zic să ne cântați tot despre nepoți, după care veniți cu alea lângă mine și mai provocăm să vedem ce secrete mai aflăm astăzi. Cu mare drag! Nepoțică floare, cum e raza cea de soare. Ești și mândră și păloasă, nu te ia nici bătrânețea, ei-ți toată frumusețea. Ai viață frumoasă în casă, ești și mândră și păloasă, nu te ia nici bătrânețea, ei-ți toată frumusețea. Aș vrea să trăiesc, măi, nepoții, să-mi cresc.
Mulțumim. Una, am înțeles că bunicii n-au cum să îmbătrânească și vorba cântecului asta și doamna Ungureanu. Dar apropo de prietenii ăștia de suflet care sunt aici, doamna Pavlicenco, nu știu cât de deschisă și domnul Sergiu, sunteți lăsați oameni străini să intre în familia dumneavoastră. Cel mai important lucru în viață este să călătorești, cunoști oameni interesanți. Și în privința asta, iată că îți completez ce a spus prietena mea, Alexandra Can, care e și vicepreședinte al PNL, duci și ea cu mine împreună, ducem povara asta. Când am cunoscut-o și alergam după ea, că ea tot ne arăta și spunea ce face, eu am spus, această femeie este deosebită, eu trebuie să mă împrietenez cu ea. Și de ce am făcut acest lucru și am văzut că, într-adevăr, este o doamnă aparte și ne bucură foarte mult prietenia cu ea. În sensul acesta, cum să zice, și Cristiana are un cântec, sunt Cristiana, unde spune că cine nu mă știe, îi invit ca să mă cunoască și să devenim prieteni. Știți ce mă gândesc acum? Mi-a venit când m-am gândit din casă. Sunteți cam băițoase așa de felul dumneavoastră, de a fi cam bătăioase. Una e Vitalia, până la urmă e un nume bărbătesc. În origine. Are istorie. Și alta e Alexandra, care e tot de la Alexandru și tot e un Alexandru cel mare la mijloc. Confunde. Ultima dată a fost o săptămână în urmă. Treceam. Cum v-au numit pe invers? Granița și am intrat, nu eram împreună, eram singură. Am trecut, mergeam în România. Și chiar un lucrător de la Vamă sau Graniță, că nu mai cunosc care e grănicier, atunci stăteau câțiva de vorbă și m-au întrebat, dumneavoastră sunteți doamna și am zis, care? Deci, Pavlicenco? Am zis, nu. El al zice, ți-am spus că doamna Pavlicenco vorbește cu R. Unica diferență. Unica, da, așa, și eu am adaus. Că eu sunt căruntă, ea este brunetă. Și eu am aceeași confuzii în cazul meu. Îmi spune că sunt Alexandra Can. Recent am avut, tatăl meu a dispărut la 24 de ani. Sora mea avea 5 ani când el a murit, adică, fapt, din păcate, trebuie să spun, a fost omorât. Mama era directoare a școlii și fiind gravidă cu mine, atunci a spus, eu nu mai pot să merg, să onorez această funcție de director. Și au hotărât să-l pun pe tata. Tata era un pic mai mic ca vârstă decât mama. Și l-au pus și s-au pomenit acolo, s-au găsit oameni care au fost invidioși și au pus la cale o asemenea tragedie. Mama era gravidă, el a murit când eram în burta mamei de 5 luni și el a avut un băiat, Vitalie. Și când eu m-am născut, mama, în amintirea și dorința lui, mi-a dat acest prenume de Vitalia. Și toată lumea spunea că sunt așa cam băițoasă și cam... Problema este de caracter. Probabil și eu cred că v-ați asumat rolul Alexandra Can și mai avem... Și pe Vitalia. Și pe mine și pe alții ne-a marcat viața și ne-a făcut să fim băiețoase. Exact. Dar Vitalia înseamnă sănătoasă, ce vreți? Să fim puternici, să înfruntăm greutățile. Da, vitalitate. Răspunde numelui, nimic. De Vlad, spuneam, ne cunoaștem de la 16 ani, chiar de când eram studenți. Eu eram mai mare, aveam 17, ea era minoră. Vlad, dar vedeți cum știe să domine situația întotdeauna? Noi, în tinereța noastră, cât era de greu și eram cu sărăcia, ca zic așa, înfrățiți de-a binelea, dar ne făceam un fel de vineri, acolo unde eram pe Armenească, unde venea fiecare cu ce putea, unul cu o cafea, unul cu un ceai, unul cu o plăcintă. Și acolo ascultam muzică românească. La dumneavoastră se aduna gașca? Da. La noi și acasă și seara la acasă. Spune Vlad despre asta. Erau niște cenacluri de vineri, le numeam noi, și meritau acest nume. Ei erau animatorii și inițiatorii. Veneau prieteni, oameni dragi, veneau rare ori trecători, de obicei apropiați. Și trăiam la o masă, la o cafea, la un par de vin. Iertați-mă, dar îmi stă mintea în loc. Momentul în care o duci așa foarte greu și ai atâtea lipsuri pe cap și o listă de datorii și nu-ți fierim și nici măcar unt să cumperi, să mânci pe pâine, aveați pofta aia de viață să vă întâlniți mai vineri mult, seara să mai stai mult. De discuții? Asigura un nivel, doamnă. Asigura un doctorand de la fără frecvență, eu la fără frecvență. Și îți vine azi unul, mâine îți vine altul, poi mâine îți vine altul. Așa, și noi, ca moldoveni, totdeauna nu poți șezi la poartă cu cineva care ți-a venit. Îl inviți, îl așezi la masă, îl servești, ai pierdut o oră, două, trei, seara asta, mâine iară. Da, respectiv motivul a fost
să nu mai vină oaspeți în alte zile decât numai vinerea. Pentru că sâmbătă și duminică noi trebuie să mai citim, să mai lucrăm asupra tezilor și în felul ăsta s-a încetățănit așa între prietenii noștri, iată așa o lege. Dacă vrei să mergi la Pavlicencu, vineri, seara poți să te duci, pentru că a doua zi era sâmbătă, puteai să dormi puțin mai mult, înainte mai era duminică, deci era un timp, iată așa, și inclusiv când a murit un nepot de-al nostru, Victoraș, un băiat al surorii ei, și era casa, să zic așa, în doliu. Deci, și atunci vinerile au continuat cu alt fel de muzică, cu alt fel de discuții, dar prietenii ne-au părăsit și au venit și atunci, da, în perioadele cele foarte grele. Și acolo deci, prima oară, Vlad a venit cu un disc colindele lui Ștefan Hrușcă. Și Tudor Gheorghe. Și Tudor Gheorghe. Lume. Și discutam, se discuta calm, se discuta frumos, civilizat. Am făcut și eu o școală, cu o școală a discuției, am avut. Da. A discuției. Cultivarea și limbi. Muzica, da, sigur. Sergiu, ca hispanist, cânta în spaniolă. Era frumos, era plăcut, dar era o zi în săptămână. În rest, am văzut lucrând cu dăruire, sub ochii mei, să spun, am cunoscut cum își făceau doctorate, cum au tradus, au tradus manuale de teatru universală. Au tradus din proza latinoamericană. Muncă și rigoare era un... Și acum muncesc. Și acum au descris trei lor, cărți. Da, da. Cărți care vor cărți fi citite vii. Mai fără, târziu. Fără însă a neglija relațiile, prietenie și, desigur, interesele, să spun așa, naționale. Doamna Alexandra, aveți timp să vă întâlniți cu doamna Vitalia, dar așa ca între prietene, dincolo de discuțiile politice și de întâlnirile alea oficiale. Vine la zile de naștere ale fetițelor. Atunci când e vinerea asta care neapărat să ne întâlnim, dar comunicăm în fiecare zi, în fiecare zi, pentru că acum lumea este deschisă, noi avem ieșiri și Skype-uri și WhatsApp-uri, Viber-uri și tot ce trebuie. Deci noi comunicăm practic în fiecare zi. Mai ales când trebuie să facă mâncare, soțul face mâncare. Da. Da, mai înainte mergeam mai des, vorba vinerii de atunci mergeam, dar în ultimul timp toată lumea este mai ocupată, mai stresată, mai rapidă și atunci nu ne mai întâlnim chiar atât de des, dar suntem în fiecare zi în comunicare. Eu am avut ocazia și plăcerea să savurez și mămăliguța cu friptură făcută de Sergiu, doar a spus că el bucătarul, și răciturile, la toate sărbătorile. Pasca. La toate sărbătorile era o minune că un bărbat poate face așa ceva. Dar și Vitalia are fiecare cu meritele lui, fiecare a împărțit ceea ce face mai bine. Doar un singur lucru aici, întrebați orice buniei, dacă ar putea să-și propună să facă același lucru pe care îl face. Asta mă minunează. Trei nepoțele, dintre care două gemeni și de micuțe-micuțe, să le crești, sincer, eu nu știu dacă aș putea. Cum mi-ați spus, nu? Apropo, erau pe Cristiana, am luat-o de la fără mămică și tătică alături. Deci e o responsabilitate, responsabilitate enormă. Eu știu și câteodată îi spun, vezi, nu robotiza fetițele atât, pentru că ele trebuie să aibă și un pic de copilărie. Dar, pe de altă parte, mă gândesc, lasă că face oameni din ea. Cristiana am luat-o la 2 ani și o lună și gemenile ne le-a adus la 1 an și 7 luni. Noi considerăm că cei mai grei 3 ani, de fapt, au trecut. Pentru că acum ele au 4 ani și 4 luni. Cele de mici... Nu uitați, copii mici, copii mari, griji mari. Da. Dar știți, când au temperaturi, sunt diferiți virus. 40 temperatura și mama stă la Skype și tu nu știi ce să faci, încerci, nu scade temperatura, sigur că e foarte greu. Au merit și bine că au ales o grădiniță bună. Da, Alexandra, ne-a ajutat, ne-a sugerat, e adevărat. Asta e o grădiniță bună, grădiniță să știți că lângă... nu e privată, e o grădiniță în grija statului, dar este o grădiniță care depinde de oameni care se spune că omul sfințește locul. E, apropo de Vlad, trebuie să fac o precizare, poate el va deschide parantezele. Dacă va dori, ideea este că noi, fiind acolo în căsuța de pe Arvenească, unde am cumpărat numai cu datorii, în prima vară ne-am apucat să facem ceva reparații ca să ne putem izola la demisol, să lucrăm noaptea asupra tezelor, că eram la fără frecvență. Și iată că într-o bună zi ne întâlnim cu Vlad și aflăm că el a avut niște poziții mai naționaliste, așa exprimate, și din cauza asta a avut de suferit. A început să fie persecutat, a fost dat afară de la serviciu fără drept de a reveni așa în sfera asta a editurilor, a presei.
Și a fost dat afară și la gază. Așa a fost Vlad, da? Da. Și Vlad a venit într-o situație grea și noi tocmai făcusem reparații și cunoscând cine e Vlad, știind că suntem prieteni, noi, iată, i-am oferit această ocazie. I-am propus demisolul, zic, dacă îți place, nu-i chiar lux, dar decât să cauți... Da. Dar, da, dar era curat și, într-adevăr, șederea lui Vlad cu noi, cred că ne-a adus foarte multă bucurie. Și el întotdeauna vinea că să ne orienteze, că iată, ne dau o carte, o idee, o revistă, o... adică un băiat care a fost un prieten care întotdeauna a fost alături de noi și ne-a ajutat chiar în formarea noastră, ca să zic așa, dar ați riscat cultural. Pentru că nu era un om comod, da, sistemul, da. Și aducându-l în propria gospodărie, asta v-ați tăiat și mai spus, multe crengi de sub dumneavoastră, pentru că ați sezizat acest lucru, pentru că așa și este. După asta lucrurile s-au schimbat. Și a contat faptul că ei nu mi-au condiționat, dar m-au îndemnat să fiu mai atent, să fiu mai cu minte. Și am ținut cont de sfatul lor, amical. Și un picșor nu mai aveați cu minte. Și încolo am dus-o bine. Da. Mama ținea foarte mult la Vlad și la Sergiu și era pentru ea, că pentru că n-a avut feciori, a ținut foarte mult la ei și ei au respectat-o întotdeauna și au iubit-o pe mama, pentru că mama, într-adevăr, a fost un om care a suferit mult la viața ei, dar a rămas verticală, care ea ne-a învățat și alfabetul latin și a fost alături de noi. Apropo de alfabetul latin, acolo în casă s-au zămislit, cum să zic așa, trecerea la terminologie în limba moldovenească, bun, că atunci încă nu se spunea românească. Prima dată am fost în România și cu Vitalia stăteam la casă, la magazine mai mari, unde venea lumea și plătea și noi după asta îi rugam, nu vă supărați, rupeți etichetele de pe mărfuri și dați-ne din nou ca să ne ducem acasă și să le spunem și la ai noștri cum să scrie pe etichetă în România la cămașă pentru bărbați, pălării pentru femei. Cămașă, bărbați, pălării, femei. Apropo, am făcut primele etichete pentru fabrica Odema de la Tiraspol în limba română. Am tradus și textul pentru carnetul studențesc, pentru foaia matriculă. Regulile de comportament în transport, în comun. Da. Și cu Vlad împreună, prima cărțulii să citim, să scrim cu litere latine, care a fost dedicată... Acolo pe armenească s-a născut. Da. Dedicată mamelor noastre și cei ce ne-a dat ca onorar 200 de exemplare, am dus 100 la Pelenia, unde am terminat 10 clase, și 100 de exemplare la Grinăuț. La școală. Și surpriza este că tocmai intram la Pelenia în școală și ei tocmai după cărțulia noastră învățau atunci. Exact, trecerea. Și eu am învățat după ea. Foarte probabil. Știi că am ajuns să stau cu autorii la o discuție. Parlamentului exact în ziua când s-a aprobat. S-a adoptat, da, ea a apărut cu două zile înainte de a se adopta legea cu privire la trecerea la grafia latină. Și legat de colaborarea cu soțul, pentru că noi am avut fericita, ca să zic așa, ocazie și oportunitate ca să fim pe același domeniu, filologie. Și vreau să spun că toată viața am colaborat și a fost, într-un fel, este o căsnicie care și în plan profesional ne-a favorizat. În sensul că el, dacă citea, făcea ceva, eu redactam. Și chiar pentru că trebuia să-i trec o lucrare, o monografie, da, de la grafia rusă la grafia latină, eu am învățat de acum ca să imprim, scăpăresc la mașină. Și am avut eu cazuri când, uite, privești tu, mai vezi ce mai trebuie. Poate mă ajut cu un sfat. Cine a cedat mai mult în relația dumneavoastră? Pentru că tot vorbeați de 45 de ani de familie. Au fost cazuri când nici unul, nici altul nu cedea. Noi și până astăzi sunt cazuri când nu vrea să cedeze nici unul, nici altul. Și până la urmă sunt nevoit să cedez eu. Câteodată cedează și ea. Tot am spus toată viața că căsnicia noastră a fost grea alături de mine, dar interesantă. Și iată, când întrebați că eram parcă săraci, parcă nu ajungeau fără părinți, numai cei care cresc fără tată, înțeleg ce înseamnă să nu. Da, și în viața asta fără tată, da. Iată... Ileana Vulpescu are o carte, Arta Conversației, unde are acolo niște referințe extraordinar de frumoase și interesante legate de familiile Lipsa unde nu sunt tată. Spune, și eu am luat de acolo, viața mea a fost plină de absența tatălui. Și asta este adevărat și de aceea noi ne bucurăm că fetițele sunt cu noi, dar oricând vine mama, tata și au bucuria asta unei familii pline. Și, dar viața nu este interesantă dacă nu ai prieteni cu care verifici
de la care înveți, cu care comunici, cu care te simți bine, pentru că prietenia este sfântă și trebuie să o păstrezi și să o alimentezi. Trebuie să spun că și Vitalia și Sergiu Pavlicencu sunt doi oameni foarte buni, doar că nu irosesc timpul să convingă despre aceasta alți oameni și publicul. Pe lângă faptul că sunt oameni buni, sunt niște intelectuali de marcă, cu o urmă, o contribuție însemnată pentru perioada aceasta, cel puțin, etapa aceasta a istoriei noastre. Sergiu a pregătit foarte mulți specialiști, i-a învățat, i-a deschis ochii spre valorile culturii, literaturii universale. Vitalia a fost un redactor de carte, un traducător, exigent, apoi un publicist, continuă și acum. Și nu mai spun de ipostazilor fantastică de părinți, acum de bunici. E înduieșător și uimitor, frumos și incredibil. Poate ceea ce v-ați dori la vârsta asta ar fi totuși sănătatea, în primul rând. Da, și da. Să aveți bucurie de la copii, de la nepoți. Ultimul cuvânt este muzical al doamnei Ungureanu. Doamna Larisa, nu știu cum nu am reușit noi să discutăm astăzi, dar rămânem în discuție pentru altă emisiune. Ca să vă lăutați și dumneavoastră nepoți, dar atunci trebuie să veniți să vedem și noi, pentru că de obicei cei ce lăudăm la aia și ne uităm. Așa că vă rog să mergeți pe scenă, iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. Numai bine tuturor! Și iară.